ziua și bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este un om care iubește câinii nespus de mult și care a inițiat câteva tehnici inedite de dresaj canin. Haideți să-l cunoaștem pe Willy Land! Land are 54 de ani. Este de profesie inginer, dar s-a specializat în arbitraj și dresaj canin. Iubește câinii și și-a dedicat mare parte din viață studierii și dresării acestor patrupede. Câinele este primul animal care s-a atașat de om, este singurul care s-a atașat de om din dragoste și omul a înțeles că împreună cu câinele poate răzbi în viața grea care era în acea perioadă. Mai mult decât atât, sunt savanți care consideră că dezvoltarea omului ar fi fost imposibilă fără existența câinilor alături de el. Câinii, după ce au stat lângă oamenii primitivi, aceștia au putut să doarmă liniștiți. Ori știm bine că dacă suntem obosiți, nu gândim bine. Oamenii primitivi, putând să se odihnească noaptea, au putut să-și dezvolte gândirea. Cum s-a născut dragostea dumneavoastră pentru câini? Dintotdeauna. Nu există om care să nu iubească câinii. Sunt oamenii care nu iubesc câinii, au o mică problemă psihică. Neiubind câinii, nu iubești viața, nu iubești animalele și automat nu poți iubi semenii. Câinile ne asigură tot prin osul de dragoste de care avem nevoie. Ei ne iubesc nețărmurit, iar dragostea pe care ne oferă face ca noi să revărsăm această dragoste pentru cei din zor. Iar eu iubesc câine dintotdeauna. Când ați avut primul câine? Personal, primul câine l-am avut târziu. Eram în ultimul an de facultate, dar fratele meu a avusese câine și mă jucam cu el, lucram cu el, dar eu primul câine l-am avut în 1986, de atunci activez în Asociația Kinologică Română. Ce câine era? Prima dată am avut boxeri, am fost crescător de boxeri, mulți ani. Am avut mai multe rânduri de pui, așa am învățat, în primul rând, să înțeleg câinele și să înțeleg viața. Când s-a născut fiica mea, m-a dus-o de la maternitate, am dezbrăcat-o, am pus-o pe jos și am zis câinelui, ea este stăpâna ta. Și am văzut atunci transformarea totală a câinelui în momentul în care a purt nou membru al familiei. E o problemă în relația om-câine când tinerii au câine înainte de a avea copil. Partea bună este că învață cum să aibă grijă de copil având grijă de câine. Dar dacă nu sunt atenți în momentul în care câinele intră în familie, câinele se va depărta de ei și se va rupe relația. Helga, fiica lui Willy, a crescut printre aceste patrupede și a comunicat cu ele încă dinainte de a învăța să vorbească. Cum s-a înțeles fiica dumneavoastră cu câinele? Ea s-a înțeles bine dintotdeauna, trăind toată viața lângă câini. Relația ei este o relație superioară cu câinii, pentru că a început cu o comunicare non-verbală cu câinii, înainte de a învăța să vorbească, să comunice cu noi, și asta se vede la copilul care are de mic câine, are o tot o altă relație cu câinii, cu natura, în general. Activitățile în domeniul dresajului canin debutează în România în urmă cu aproape jumătate de secol. Dresajul canin a început odată cu Asociația Kinologică Română, vorbesc de perioada postbelică. În 1970 s-a înființat primul club național la Arad. N-a avut o viață lungă, a fost condus de dr. Radu Ciobanu, după care au fost ani în care a lipsit activitatea în România.
ne amintim, cei care suntem acum bătrâni, că pe acea vreme a vedea un câine pe stradă în les era hulit, începând de la Partidul Comunist până la vecinii de stradă, de bloc. În 1986, clubul Fidelius Deva a devenit foarte puternic, motiv pentru care s-au organizat primele campionate naționale. În 1988 s-a înființat clubul național, al cărui președinte a fost Torino Bocăniciu, mentorul meu în dresaj canin. Din păcate, acest club a avut o viață limitată. În 1991, o decizie arbitrară a conducerii Asociației Chirurgice Române a decapitat conducerea clubului și l-a interzis timp de 14 ani. Am o legendă frumoasă, o legendă japoneză, legenda celor 47 de ronin, pe care am aplicat-o în chirurgia română. Ne-am adunat toți instructorii și am hotărât să nu mai activăm câtă vreme. Avem un președinte în chirurgia română care nu iubește dresajul canin. În 1996 s-a schimbat președintele, am încercat an de an să reînființăm clubul, ne întâlneam an de an, dar două conduceri consecutive la Asociației Chirurgice Române au fost împotriva acceptării clubului național. Am reușit cu următoarea conducere a Asociației Chirurgice Române în anul 2005 să reînființăm clubul. El s-a reînființat la Arad, eram în Arad unde am locuit 14 ani și am înființat clubul. Am avut acceptul și sprijinul noului președinte al Asociației Chirurgice Române, domnul Cristian Ștefănescu, și cu 77 membri fondatori, în 2005, la Castelul Macea, s-a înființat Clubul Național de Dresaj Canin, noul club, cu numele Clubul de Dresaj Canin România. Am reușit în anii acestea ce nici nu am visat la început. Am reușit să reglementăm toată mișcarea de dresaj canin. Am fost timp de 9 ani membru în toate comisiile mondiale de dresaj canin și am introdus în România toate disciplinele de dresaj canin, disciplinele sportive care sunt în Federația Chirurgică Internațională. Am reușit să avem, să fim singura țară din lume care aveam traduse în mod unitar toate regulamentele. Peste aceasta, activitatea principală a clubului a fost pregătirea în dresaj canin. Avem la ora actuală 147 de instructori de dresaj canin atestați în România și cu ajutorul lor, an de an avem tabere tot mai bune, avem lectori foarte buni în România, dar invităm lectori din străinătate și am reușit, după dezvoltarea dresajului canin în România, ca în ultimii 3 ani de zile român să fie pe podiumele mondiale, în primii 2 ani la o disciplină foarte grea, Mondio Ring, unde am avut 2 ani la rând român pe locul 3 mondial. Totdeauna a fost întrebat cum noi din România, o țară mică în care n-a existat dresaj, am reușit pe plan mondial. Am reușit pentru că cei care practică Mondio Ring sunt foarte pasionați. Chiar vreau să-i spun cei doi care au fost Durma Loredana din Timișoara și Duca Ciprian din Ploiești, au fost primii români pe podiumele mondiale. După care, anul trecut, o echipă canină a României, dar aceasta al câte în exclusivitate din clubul nostru partener, Centrul de Educare Canină, la Campionatul Mondial al Câinilor de Salvare, s-a clasat pe locul 2, fiind vicecampioană mondială. Vili a urcat și el pe podium cu câinii săi, iar unul dintre aceștia este Argos, campionul al cărui nume îl poartă acum și baza de dresaj canin de la Deva. Și dumneavoastră ați avut un câine campion. Da, am avut câine reprezentativ al României, standard de mișcare, numit de arbitru la Campionatul Mondial din 2013. Am participat cu el la expoziția mondială de frumusețe în cadrul Federației Mondiale a Ciobăneștilor Belgieni și a fost câștigătorul clasei campioni. Dar pe lângă aceasta, Argos, cum poartă numele terenul de dresaj din Deva acum, avea 5 titluri naționale de campion în dresaj canin, fiind campionul absolut de salvare anului 2013. Ce rasă era Argus și ce alte rase de câini și câți aveți acum? Argus este un ciobănesc belgian malinois. A avut un palmares impresionant, 24 titluri CACIB, titluri internaționale de frumusețe, de 4 ori campionul campionului România pe rasa Malinois și învingătorul clasei campion la Campionatul Mondial.
Dar pe lângă acestea era câinele absolut în dresaj, având chiar un premiu de dresaj canin Oscar pe care îl asigură clubul de dresaj canin pentru multitudinea de discipline în care activa. Pe disciplina lui de bază, probele de urmă, avea 2 titluri de campion național, iar pe salvare, pe specializarea urmă, avea 3 titluri de campion național, fiind campionul național de salvare anului 2013. Acum am 12 ciobănești Belgiei Malinois, absolut toți sunt fii sau nepoți, fii fiice sau nepoți nepoate al lui Argus, și bătrânul șeful de haită este ciobănescul meu german Wies von Hauselia. El este campion național de salvare pe suprafață, campionul național din 2007 și campion național din 2011 pe specializarea căutare în dărâmături, fiind campion în titlu în ultimii 3 ani de zile, neexistând un câine care să reușească palmaresul lui și să ia titlul de campion național în salvare în dărâmături. Această rasă, Malinois, ce ne puteți spune despre ea? Este rasa totală. Este câine atomic, care lucrează 24 de ore din 24, învață din zbor și la ora actuală a preluat supremația majoritatea disciplinelor de dresaj. Este un câine micuț, urât, seamănă cu orice câine comunitar, dar după înființarea clubului de dresaj canin a avut o evoluție spectaculoasă în România, an de an fiind procentual rasa care s-a dezvoltat cel mai mult. E adevărat că în decursul anilor avem acum aproape 2000 de belgieni născuți în România și nu se compară cu 2000 de ciobănești germani care se nasc în fiecare an. Dar procentual a crescut cel mai mult. Este un câine pe care îl preferă cei care se ocupă de dresaj. Dacă nu îți place dresajul și nu ai timp pentru el, nu este un câine bun. Altfel, este un câine bun pentru absolut orice. De la terapie asistată până la pază și protecție specială. În cursul anului trecut, Willy Land a reușit să înființeze la Deva un loc unde se întâlnesc toți iubitorii de câini. Fie că vin să participe la diferite acțiuni organizate de club, fie că vin pentru dresaj. Am revenit în Deva în anul 2011 și m-am angajat de atunci să readuc Deva la calitatea de capitală a dresajului canin în România. Începând cu anul 2011, an de an s-au desfășurat examene și campionate de dresaj în Deva. Am început în Deva activitatea în 2011 pe terenul Fidelius de la poalele cetății, teren construit împreună cu Tonino Bocănici în 1992. Dar teren pierdut de membrii clubului Fidelius din decursul anilor, teren care acum este o bază de organizare de șantier pentru refacerea cetății. După ce am pierdut această bază, am deschis o acțiune Vreau și un loc de joacă și n-au fost necesare decât 2 întâlniri ale iubitorului de câini din Deva în centrul orașului pentru ca domnul primar Petru Mărginean să apară pe post să spună că va construi un loc de joacă pentru câini. Chiar și-a luat angajamentul că va fi cel mai modern centru de joacă pentru câini, cu o suprafață extraordinară, 5.000 de metri pătrați. Sperăm să intre cât mai curând în folosință. La a doua întâlnire a iubitorului de câini în oraș am găsit un teren extraordinar de bun în centrul orașului, în Piața Unirii, la 100 de metri de primăria Devei, un spațiu generos de 2.500 de metri pătrați, unde acum ființează clubul Fidelius CDC Deva. Terenul de dresaj poartă numele campionului Argos și avem și o sală pentru antrenamente și pentru lecții teoretice, tot foarte generoasă, 250 de metri pătrați. Cred că la ora actuală avem cele mai bune baze de dresaj, cele două din România, fiindcă sunt utilate cu aparate pentru toate disciplinele de dresaj și avem un mare avantaj. Devenii sunt oameni care iubesc câini. Datorită clubului Fidelius în anii 80, datorită lui Tonino Bocănici, un mare iubitor de câini, în Deva foarte multă lume are câini. Dacă stăm pe o terasă în centru, vedem tot al treilea rând de oameni care trec în plimbare, sunt cu câini. E un lucru care nu se întâlnește în alte orașe. Am stat în multe orașe din România, oamenii se întâlnesc cu câini, se întâlneau în afara orașului,
nici nu știu câte asociații chinologice din România au teren. Am locuit la Arad și Aradul are o bază foarte frumoasă, dar oamenii se plimbă în locuri diferite cu câinii. Nici nu se plimbă în țară lumea așa mult pe centru cum se plimbă în Deva. Și când se plimbă în Deva, se plimbă cu câini. Ce rase predomină? În Deva? În Deva este un amalgam de rase. Din păcate, în ultimii ani, Deva nu a mai organizat expoziții chinologice, iar devenii merg în toată țara să participe la expoziții. Eu cred că o expoziție chinologică în Deva, prin Asociația Chinologică a Câinilor de Rasă din județul Hunedoara, ar reuși să reunifice pe toată lumea și să avem o evidență clară. Pe clubul de dresaj canin, fiindcă avem foarte mulți membri în Deva, predomină ciobănescul german, belgianul și golden retriever labrador. Acestea sunt rasele care vin cel mai des pe teren. Vililand le pregătește o surpriză și celor care locuiesc în municipiul de pe Cerna. Sperăm că anul acesta, cu ajutorul primăriei Hunedoara și a grădinii zoologice din Hunedoara, domnul director Aurel Bold este un prieten foarte bun al clubului, de fapt este membru de onoare al clubului de dresaj canin România, vrem să deschidem un teren de dresaj pe Hunedoara. În prima parte, instructorii din Deva vor merge să predea în Hunedoara, după care sperăm să reușim să atestăm instructorii în Hunedoara. La sediul clubului de la Deva se face dresaj atât pentru câinii obișnuiți de companie, cât și pentru cei care participă la acțiuni de salvare sau cei care sunt folosiți apoi pentru terapie. Avem un program partener de dresaj canin. Dresajul se face simultan pentru câine și simultan pentru om, pentru că e o problemă foarte mare. Orice instructor de dresaj canin poate pregăti foarte bine un câine, dacă nu există și aportul partenerului, nu ne place să spunem stăpân, omul, câinele poate să fie foarte deștept, iar partenerului să vorbească în altă limbă decât o înțelege câinele. Și atunci preferăm ca în acest curs partener să vină împreună, avem 3 antrenamente pe săptămână, luni, miercuri și vineri, urmând ca în perioada frumoasă anului, perioada de ploi, să ne întâlnim de 2 ori pe lună, sâmbătă, în locații diferite, în afara orașului, fiindcă fiecare membru al clubului spune, vreau să veniți la mine, am o casă de vacanță, să facem un antrenament la mine. Antrenamentele sunt plăcute pentru că prima dată câinii când vin intră în socializare cu ceilalți câini. E lucru cel mai important pentru câine să fie sociabil și problemele oamenilor când vin la dresaj sunt următoarele. Câinele meu mă trage de lesă, nu mă ascultă și nu vine la mine. Pentru aceste probleme ale oamenilor, noi asigurăm 4 antrenamente gratuite în care ei învață ce să fac să vină câine, să nu-i mai tragă în lesă, iar după aceea, dacă vor, se înscriu în programul partener. Încă n-a fost nimeni să nu se înscrie. Dresați câini și pentru salvare. Da, având în vedere că eu cu câinii mei am avut 5 titluri de campion național de salvare, sunt pasionat de această disciplină. Este una din disciplinele pe care noi în cadrul Federației Chinologice Internaționale sau în Organizația Mondială a Câinilor de Salvare le susținem cu examene și competiții de lucru, dar este o pregătire a câinilor pentru misiuni reale. Eu acum toată haita mea de câini de belgieni a intrat într-un program de pregătire de câini de salvare. Am un concept nou, este nou pe plan mondial. În urmă cu o săptămână am fost în Belgia și am discutat cu specialiști din Belgia, spunându-le că am un concept nou pentru salvare. În pregătirea câinilor de salvare lucrează un câine cu conductor. Conductorul a intrat pe teren, mă refer și la testele de salvare, cât și la misiune reale, și îl îndrumă pe câine să caute victima pe care câinele trebuie să o semnalizeze, victima victimele. În a doua probă e proba de echipă. Sunt 3 câini, 3 conductori și un șef de echipă care lucrează pe rând la îndrumarea șefului de echipă. Eu am venit cu conceptul nou, eu vreau să intru pe teren la căutare cu 3 câini,
pentru că am văzut cum lucrează câinii împreună, sunt crescători de ciobănești belgeni, am avut peste 120 de pui din cățelușele mele. La fiecare generație am ținut câte un câine până la un an, un an și jumătate, am vrut să cunosc această rasă și am văzut cum lucrează ei în haită. Au legile lor peste care nu putem interveni, sunt legile lor naturale. Și am văzut că o haită care pleacă în căutare este mult mai bună decât un câine singur, ei incitându-se unul pe altul, vrând fiecare să fie campionul, ei fiecare vor să fie primul, la fel ca și oamenii. Cu acești câini vreau să fac echipele canine de salvare și în urma parteneriatului încheiat cu filiala Cruce Roșie Hunedoara, venim și cu o ofertă pentru că așteptăm voluntari, oameni care să vrea să intre în acțiuni de căutare-salvare, pentru că oricât de mult iubim câinele, orice titlu ne aduce un câine nu se compară absolut nimic din toată relația noastră cu câinele, cu clipa în care câinele nostru găsește un copil rătăcit, un bătrân rătăcit și salvează un om. Este fantastic. Ce sentimente poți avea în acel moment. Pentru cei care ar dori să participe și, cum spun, așteptăm voluntari, venind cu o ofertă, cred că este inedită în România, din câinii mei, care toți provin din campionul mondial, ofer pe bază de contract câini pentru cei care nu au câini și vor să participe la echipele de salvare. Mai este în România vreun loc unde se dresează câinii pentru salvare? Da, este un loc, Craiova deține supremația în dresajul câinilor de salvare. La ora actuală, din cei 18 câini în evidențele naționale care au examene de salvare, 17 sunt în Craiova. Este vorba de Centrul de Educare Canină condus de profesorul Liviu Onescu. Anul trecut ei au ieșit vicecampion mondial la top echipe de salvare, având 3 câini în echipă, fiecare până din disciplină. Iar celălalt unul? Celălalt unul este câinele meu Vis. Vis, bătrânul care zilele acestea împlinește 10 ani, este câinele școală. Toate antrenamentele se vor face împreună cu Vis, pentru că înainte să le impunem noi câinilor să învețe ceva, ei învață de la câinele care e șef de haită și Vis al meu este un șef de haită veritabil. Acum este și înțelept datorită vârstei înaintate. Cu el am fost anul trecut în misiunea reală de căutare în Retezat și am fost surprins că la 9 ani și jumătate, în momentul în care am intrat pe teren și l-am trimis în căutare, se comporta ca un câine de un an, doi ani, de plinătatea forțelor. E adevărat că după ce a căutat o zi întreagă, trei zile a stat și s-a odihnit. Pentru dumneavoastră l-am adus astăzi pe teren, pentru că el stă acasă și în momentul în care m-a văzut în echipamentul de salvare, era fericit, alerga chiar și după coada lui ca un pui de 6 luni fericit că știe... Mergem într-o misiune de căutare-salvare. La câte misiuni a participat? Doar atunci în Retezat? Nu, a participat la 7 acțiuni reale și la foarte multe simulări. Dintre activitățile clubului nu lipsește dresajul câinilor folosiți pentru terapie. Câinii sunt alături de noi. În afară de partea sportivă, care cere o anumită abilitate pentru sport a partenerului câinelui, sunt câteva activități strict utilitare. Una este câine de salvare, a doua este activitatea de câini ghiz pentru persoane cu handicap și a treia sunt terapiile asistate de animale. Sunt promotorul acestei activități în România. În 2005 am susținut o conferință de terapii complementare în Arad cu terapia asistată de animale, iar din anul 2008 Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai are cursul post-universitar terapia asistată de animale. Pe lângă terapie, unde înseamnă că folosim un câine pe post de ajutor de terapeut, instructor de dresaj canin specializat pe terapii pregătește câine sub îndrumarea unui psiholog care hotărăște programul de terapie și aceasta este adresată persoanelor care au nevoie de terapii
de la terapie psihică până la terapie fizică, locomotorie. Pe lângă terapii mai există încă un domeniu foarte iubit în străinătate, sunt aplicațiile asistate de animale. Pot participa în terapii și în aplicații orice animal, și domestic și sălbatic, mai puțin șerpi. Pentru că 95% din populație are o repulsie nativă față de reptile. Dar cei mai utilizați în terapii sunt câinii și cai. Oricine poate să aibă un câine, nu oricine poate avea un cal. Avem în județ câini dresați pentru terapie. Da, am avut doi câini atestați în terapie, amândoi mi-au aparținut, unul a murit, iar Vis este câine atestat de terapie în prima sesiune de atestare în 2008 și a fost reatestat în 2011 pentru terapia asistată de animale. Intenționăm ca pe DEVA, Clubul de Dresaj Canin România, prin Clubul Local de Dresaj, Fidelus CDC, să dezvolte în viitor două activități, câini de salvare și câini de terapie. Care e secretul comunicării cu câinele? Regulile de bază. Regula de bază este să iubești și să accepți să fii iubit. Pentru mine, cel mai bun exemplu în dresaj, și am avut stagii cu nume personalități în dresajul canin mondial, am participat la nenumărate campionate mondiale, am fost la stagii în țară și în străinătate, dar cel mai mult m-a surprins un om al străzii din Arad, numit în Arad Robinson Crusoe, că umblă totdeauna îmbrăcat într-un cerceaf cu frunze în jurul capului, și l-am văzut pe malul Mureșului cu un câine comunitar, câinele lui. Ce a putut să facă acel om cu câinele, n-am văzut la mari specialiști în dresaj în lume. Și omul nu avea cunoștințe, nu stătea să studieze cărți sau să studieze pe internet, dar iubea câinele și câinele iubea la fel. Secretul este să iubești și să accepți să fii iubit. Asta e prima lecție pe care îmi dă câinele. Totdeauna spun, câinii au un mare avantaj față de noi. Pentru noi, indiferent de religie, există un Dumnezeu care este totuși o noțiune abstractă. Nu l-am văzut nimeni. În schimb, pentru câine noi suntem dumnezeilor. Și în momentul în care avem un câine, suntem Dumnezeul pe care câinele poate de care se poate lipi și căruia îi poate linge mâna. Ei sunt mult mai fericiți decât noi.